Zelenski le spune liderilor lumii participanți la summitul G20 că este timpul să se pună capăt războiului Rusiei din Ucraina. În același timp, militarii ucraineni au început atacurile pe malul stâng al fluviului Nipru, unde rușii și-au săpat tranșee pentru a apăra noul aliniament defensiv. Însă discut mai multe despre situația războiului de la graniță alături de Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. Vedem că Statele Unite și Franța au făcut presiuni pe lângă președintele Chinei Xi Jinping să vorbească cu Putin pentru a încheia acest război. Este aceasta o cale de încetare a focului? Bună, Mihaela. Într-adevăr, militarii ucraineni își fac treaba pe front. După ce a eliberat Hersonul, deja încep să bombardeze folosind artileria pozițiile defensive ale armatei ruse de pe malul stâng al fluviului Nipru. Au primit și 60 de șalupe rapide din Statele Unite, care vor fi folosite până la urmă pentru forțarea acestui fluviu, deoarece au un obstacol natural în față. De în același timp, pe linia cealaltă a diplomației, Emmanuel Macron și Joe Biden i-au cerut președintelui chinez Xi Jinping să se implice mai mult în rezolvarea acestei situații, China fiind unul dintre aliații, nu neapărat militar, dar cel puțin la nivel politic și financiar, dar și economic ai Rusiei, și China a susținut economia Rusiei în aceste luni de sancțiuni. Și de asemenea, la summitul G20 din Bali mai este așteptată și o declarație comună prin care participanții să condamne nu doar folosirea armelor nucleare, dar și amenințările cu folosirea armelor nucleare, știind că cel puțin de la Kremlin, inclusiv Vladimir Putin, în repetate rânduri au amenințat că dacă va fi forțat va folosi armele nucleare ca ultima soluție pentru a opri ofensiva ucraineană. Am văzut ieri la ONU că a trecut o rezoluție care cere Rusiei să plătească despăgubiri de război Ucrainei. Cum poate fi convinsă Moscova să facă acest lucru? Da, rezoluția nu este una obligatorie. 94 de țări au votat pentru trecerea ei, în timp ce doar 14 țări au fost împotrivă și 73 s-au opus. Va fi greu să ajungă la să facă Moscova să plătească aceste daune de război, dar Statele Unite au spus că se gândește chiar să susțină și să prelungească anumite sancțiuni și după ce va fi pace, tocmai pentru a forța Prusia să-și plătească ceea ce a început acest război distrugător. Vom vedea cum se va derula cele două planuri, atât la Organizația Națiunilor Unite, dar și în planul sancțiunilor, deoarece dacă Statele Unite susțin în continuare anumite sancțiuni și țările europene se vor, dar și aliate din Asia, cum ar fi Japonia, Coreea de Sud, se vor alia, atunci Rusia s-ar putea să fie nevoită pentru a-și reveni cu economia, să plătească anumite sume de bani Ucrainei pentru refacerea infrastructurii distruse de bombardamentele rusești. Florin, îți mulțumesc pentru informații.